Președintele Consiliului Județean Mehe Dinți, Aladin Georgescu și primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, cer Guvernului României majorarea pensiilor cu 40%, așa cum prevede legea adoptată în timpul în care la Palatul Victoria conducerea guvernamentală era asigurată de Partidul Social Democrat. Ministrul Muncii din Guvernul Partidului Social Democrat, Marius Budăi, a participat astăzi în sala Virgil Ogășanu a Palatului Culturii Teodor Costescu la o dezbatere cu privire la majorarea pensiilor cu 40% care ar fi trebuit să intre în plată de la 1 septembrie. Potrivit legii promovată și adoptată de Partidul Social Democrat, la întrunire au participat reprezentanții asociațiilor de pensionari din Mehe Dinți. Bună ziua tuturor! Domnule ministru, încă o dată bună ziua, bună dimineața, bine ați venit la Drobeta Turnu Severin în județul Mehe Dinți. Bine ați venit, e corect ce spuneți. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră de a participa la o întâlnire cu reprezentanții asociațiilor de pensionari din județul nostru, pentru că în momentul de față este o temă de actualitate deosebit de dezbătută și de dumneavoastră, de întreaga societate și chiar și de Partidul Social Democrat. În ceea ce privește respectarea legii, noi nu cerem nimic în plus decât să se respecte legea în vigoare, lege promovată și adoptată de Partidul Social Democrat, în sensul că de la 1 septembrie respectarea legii presupune majorarea punctului de pensie cu 40%. De fapt, ce se încearcă în aceste zile să se facă este aceea de a se tăia pensia. Legea prevăzând această majorare, de fapt, orice majorare cu mai puțin de 40% a punctului de pensie înseamnă tăierea pensiilor dumneavoastră. Eu nu vreau să intru în aceste detalii, pentru că tocmai acesta este motivul pentru care l-am rugat și mulțumesc pentru faptul că a acceptat invitația noastră să participe astăzi. O să vă dau mai multe detalii domnul ministru Marius Budăi, un foarte bun ministru al Muncii, care a continuat ceea ce a început la Ministerul Muncii, la ministrul Ruța Vasilescu și chiar și în momentul de față fac o echipă foarte bună și reprezintă foarte bine Partidul Social Democrat în ceea ce privește toate demersurile care trebuie făcute pentru respectarea legislației în domeniul muncii. Majorarea pensiilor este un subiect de amploare, iar la nivelul județului Mehe Dinți, președintele Consiliului Județean Aladin Georgescu și primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, cer respectarea legii în vigoare, mărirea pensiilor. Reconfortantă prezența domnului fost ministru Marius Budăi. A explicat tuturor ce se întâmplă în momentul acesta la nivel de pensii și alocații în România. Din păcate, actualul guvern s-a împotmolit groaznic în ceea ce înseamnă bunăstarea românilor, lucruri care, zic eu, sunt de bun simț. Mărirea pensiilor, a alocațiilor s-au blocat, vor să le dea pe bucăți în 2, 3, 5 ani, dar, cum spunea și domnul ministru, cheltuielile bugetare au crescut enorm chiar dacă au mai puține ministere. Deci bani ar fi, din păcate, modul în care gestionează actualul guvern arată că nu îi folosesc așa cum trebuie. O perioadă de criză nu ar trebui traversată doar cu amenzi și restricții. Partidul Social Democrat nu acceptă din nou amânarea legii prin care pensiile ar trebui mărite cu 40% și nu acceptă o micșorare a procentului. În primul rând, vreau să vă mulțumesc că ați fost prezenți la acțiunea noastră. Am răspuns invitației domnului președinte Aladin Georgescu și a domnului primar Marius Creciu de a vizita Mehe Dinți și de a avea o întâlnire cu sindicatele pensionarilor și discuții privitoare la măsurile din economie și la lipsa, bun e zis, a măsurilor din economie și a tot ceea ce se întâmplă acum, din păcate, rău în România și să încercăm să clarificăm dacă sunt sau nu sunt bani de majorarea pensiilor și alocațiilor și cred că oamenii au fost destul de clarificați asupra ceea ce am prezentat referitor la cifre și la situația actuală a economiei. Sigur că nu o să spunem că nu suntem în criză economică sau în criză sanitară, dar lipsa măsurilor clare, structurale în economie, duc la adâncirea
situației din punct de vedere economic a României. Dezbaterea s-a bazat pe explicații exacte despre situația actuală. Guvernul PNL nu are capacitatea de a gestiona situația economică astfel încât măsurile privind creșterea pensiilor, a alocațiilor și a salariilor profesorilor să fie respectate așa cum s-a stabilit. Am văzut la capitolul bugetului, la bugetul de bunuri și servicii, 13 miliarde de lei suplimentare față de execuția bugetului PSD din anul 2019 la 10 luni. Au spus foarte clar că au 16 ministere, că sunt mult mai puține, că fac un guvern suplu, că o să cheltuie mai puțin bani, dar faptic au prins în buget 13 miliarde de lei suplimentare. Ulterior, și revin la mediul de afaceri, nefiind un afacerist foarte mare, dar înțelegând ceea ce înseamnă mediul de afaceri pentru o țară. În momentul în care tu nu-ți sprijini mediul de afaceri autohton, avem acum în risc de închidere imediată 100 de mii de firme, 100 de mii de IMM-uri cu capital integral românesc, sunt în pericol de a intra în insolvență sau în faliment. Și nu sunt datele lui Marius Budeș sau ale PSD-ului, sunt date oficiale. De ce? Din cauza acestor guvernanți care nu au luat măsurile corecte și clare și la timp mai ales.